Salut toată lumea și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Hearthstone. Pe fundal avem tema de Halloween și noi vom fi în aceeași temă și vom încerca un nou mod Dual Arena. Dual Arena cred că se cheamă sau ceva de genul. Cred că de fapt, din câte am văzut, combin două clase, poți să iei cărți de la una sau de la ambele în șanse egale și decât de la una poți să-ți alegi Hero Power-ul. Și mi se pare că Hero Power-ul alegi de al doilea, dar hai să vedem și noi acum. Eu am chiar încercarea aceea gratis care ți-o dau ei ca să comercializeze acest nou mod. Uitați-ne, intrați, asta este arena gratuită, trebuie să o aibă toată lumea dacă s-a început să joace Hearthstone chiar de curând, cred că și acum, cred că dacă se face un cont nou poți să primești chestia asta. Ok, arena ticket. Bun, ce să luăm noi, ce clasă să luăm? Asta parcă choose your hero, asta nu era hero power-ul. Ok, merg cu paladin. Bun. Și hero power de... dar acum trebuie să ne gândim și cu ce cărți o să mergem pe combinație, ce aș vrea să am. Cred că... paladin și mage. Întotdeauna e bine mage-ul. Orice ar fi. Ce am uitat să menționez este că noi în acest moment folosim și Heart Arena pentru a construi acest deck. Așa că ne vom orienta cel mai mult după statisticile care ni se dau. Ok, primul drop. Avem Ivory Knight. Ok, hai să începem cu ce ne zice el în primele și în primele rânduri și după aia luăm pe value mai spre sfârșit și să vedem dacă putem să completăm anumite gheaburi de curve. Polymorph. Cred că ăsta o să fie cel mai mult clar. Hai să noi să încercăm să ghicim la ce dă rating cel mai mult. Ăsta cred. Blană, se știe. La ăsta cred. Ba nu. Sorcerer's Apprentice, ok. Interesant. Sunborn, give attention minions to health. Oh, nice, nice, nice. Ăsta, clar cu aia asta, întotdeauna dă peste cap ratingurile la arena. Cred că ăsta, draw two cards, o să vină acum. Dacă odată ia foarte mult să-mi arate ratingul. Hai mă, nebunule, mi-ară și mie. La astea nu vrea. Da, oricum știam, văd. Ok. Steward of Darkshire. Încă un al doilea Peacekeeper. Are sens să luăm? Ce face asta? De fratel. If it's your turn, opponent's turn, summon 2-2 ghoul. Da. Nici nu se compară. Rosbolt clar aici. Uite și ăsta avea destul de mare, dar nu se compară. Mai ales că avem și Hero Power, avem ping-ul. Și Man of Worm, drop de 1. Ăsta cred că o să vină. Bă, ce am început să le ghicesc. Ok. Sorcerer's Apprentice încă o dată. Și ăsta e tot de 2. 59. Și ce face ăsta? Cum naibii ai tu sinergie cu Ivory Knight? Ah, ok, discover a spell, am înțeles, am și uitat ce făcea asta. Hydrologist, da, hai să luăm Hydrologist, de ce nu? Grimstone, oh, asta e infect rău de tot. Nu dacă e minion în mână. Ok, ăsta, chiar mă uitam zile trecute la un video de la Trump, bă, nu la Trump, la ăsta, la maestrul arenelor, la Creep. Și a picat ca și carte în arenă. O legendară de Death Knight. Băi băiatule, nu a putut să-l mai oprească nimic. A făcut 12-0 și asta mă gândesc acum. Cum ar fi acum să facem un pic legea atracției și să ne pice un Death Knight card. Hoa, senzație. Kai, Getaway Kodo. Eram sigur că asta o să aibă la cel mai mare rating. Dar acum să ne gândim bine. Chiar are sens? Uite cu ce zice ăsta care... bine, cu toate orice minion poate să aibă sinergie, ești nebun asta. Your opponent spell cost one more. 3-3-2. Merită să fac asta? Și ăsta. Și n-am nimic așa de valoros acum, ca, dar nu știu. Ai zice să mergem pe mâna lui aici. Mamă, chiar e grea asta. 42 și 46, nu e așa de mult. Și eu de 3 ce am acum? Am 2 Peacekeeper, am drop-uri de 2, hai bine, de 3 și eu.
At the end of your turn, give all minions in head plus 1. Cred că se merită. Începe să arată ca un buffer deck, counter spell aici. Cred că ăsta este, ba nu ăsta, ok, drop de 1, da, clar. Nu-l văzusem cât costa. Aha. Să luăm ăsta, de acord, ba nu. Freezer other minions. Cum vine asta? Freeze your other minions. Ah, ok, am înțeles, să-ți freeze toți minionii. Dacă îl pui singur la 3, ești OP. Ok, 4 mana și 3, 4. Ce naibii face asta? Whenever this minion takes damage, gain plus 2 attack. Ok, cred că merge cu ping-ul. Interesant. N-am mai ieșit niciodată cartea aia. Mirror Entity, luăm pe ăsta Cold Rave. Bun. Older Fish Ogre. Lord of the Arena. Ăsta. Și gata? Deja am făcut tot? Mamă, mamă. Am făcut pachetul, nici o carte specială, cred că nici măcar n-am avut o epică în toate epic. În toată seria asta. Hai să vedem. For Doomhammer. Uite, avem și unul mână din prima. Ce să mai vrei? Nu prea multe. Dar are rost să-l scoatem pe ăla. Ba nu, este mare în arena. Chiar ne ajută la tempo, aș zice. Dacă îl jucăm la 3 mana și l-are deja ceva pe masă. Never this. Ok, e ăla cu ping-ul. Bun. Asta dă... Ok. E șaman cu mage, ce față are. Hai așa. Discover a minion. Give it plus 1-1. Change the health of all minions to 1. Draw a card and it'll... îți dai seama că se iau equality. Ok. Next. It only cost my soul. Și da, asta uite că a fost bine să-l păstrăm pe tipul ăsta. Asta îl jucăm tura următoare. Polymorph? Sau-l punem pe ăsta? Și pas? Să o gândim deja, că acum pun asta la 4, la 5 urmează ăsta. Give it un 2 health. Ha, interesant. Pe care merge ăsta, ok. Să atac cu el acum? Nu să atac cu el acum, că după aia mi-l dărâmă el mai ușor tura următoare. Lasă-l pe el, se chinuie. Slăbus pachetul, cred. Polluted Hoarder. Păi eu nici măcar mai știu ce am ales, mă, frate. Mă, ăsta stă numai în overloads. Ce mă enervează. Le pun pe ăsta. Mai bine. Mai are asta la viață 3. Sau freeze. Ei, bă, îi dă 3 damage, dar gândește la asta. Îi dă 3 și după aia tu ce mai faci? Mi-l ia cu ping-ul după aia, așa că e degeaba. Dau 2 health.
Ce-mi face asta? Pune în dificultate mult. Bine, hai să jucăm pe value. Cred că asta ar avea cel mai mult value în momentul ăsta. Mamă, e nebună cartea asta în arena. Haide. Dă-i. Și-a dat în mine, mâncavaș. Așa. Așa. Mamă, că ai mă, mai asta multe vrăși de overload, dă-te rasa, mătii. Ui, să moară băieții. Păi dacă vine pac, pac, 4. Mamă. N-am ce să fac, trebuie să fac play-ul ăsta. Pe aia dacă fac 2 cu 1... 0, 3, 5. După aia mai rămân cu 3 mana. Cu 2, 4 și cu ăsta. E cu ăsta, că după aia o să pregătesc ca să pun mirror image-urile alea pentru ăsta. Așa o să facem. Facem, deci, odată așa. Odată, așa, odată, așa, odată, așa, odată, așa. A mers, a mers. Băi, ești prost ce-a pus ăsta. Marș, coaie. Absolut marș. Doomhammer, dă-te-n slobozi, eu n-am nicio epică în tot pachetul. Ăsta-mi trântește Doomhammer. Facem să calculăm. Deci un ping e garantat. Ăsta mai are aici 4, mamă, ce mă fac, de unde mi-am eu viață? Let me think. 1 cu 5, 6. Deci am 2, 3, 4. E perfect. Acum problema e care, cum o facem? O dăm așa ca să avem șanse și dăm un freeze. Se merită oare freeze-ul ăsta aici? N-am de ales. Chiar n-am avut de ales, adică nu văd altfel cum. Oricum mă topește în câte ori ture ori fi. Ce n-ai mai am prin pachetul ăsta? Don't forget to tip your măta. Bă, a treia vrajă de overload, dă-te în rasa, mătii, bă, cum mă să ai, mă, un asemenea pachet? Bun, ne-am văzut, cu ăsta dă 2. Ce am făcut, mă, tovarăși, că am pierdut.
Join me. Na, de ce folosesc eu polymorph? A tras fireball sau ceva. Este așa la pândă. Haide, boile. Ah, urât. Mamă, aș fi avut acum un uz de la împachet. Hai, Dark Creeper. Apari în salvarea mea. Aici, bro, ce mi-a picat. Iau cea mai multă viață. Sigur, asta făcea. Mamă, așa de puțin. Hai să vedem sigur. Las că nu-i panică. Ăla e. Back to your homes. Haha. Nu ai bă sper, mă, are 5 damage fix. Mă, cavaș. Nervant. Dracari King test. Count. Poate. Join me. 6. Du-te în rasa, mătii, ce m-a bătut. Aoleu, bulănoși ăștia. Cu Doomhammer și ce mai știe ce păcătoase prin pachetul ăla. Haideți să mai încercăm un match. Ce începem, ce facem? Prim glif. Prima carte așa? No. Luăm... păstrăm de aici... Hai să luăm tot asta, că ne-a ajutat data trecută. Deși restul cărților nu ne-au ajutat, dar ăsta măcar și-a făcut treaba. Ambele dropuri de unul în prima mână. Măcar de-ar fi așa toate meciurile. Ăsta e același jucător. Max tempo? Max tempo. Max tempo, am zis. Exact. Dacă mai aici o dată o să încep și eu. Wow, și el a pus mâncația și... That's incredible. That's incredible. Da, nu prea are value în felul ăla. O dăm așa. Oricum are și el ping. Uai, ce elemental a jucat asta? Asta are și pachet de sinergii cu elemental, nu te crezi aici. Ha. Ha, trebuie să joc ăsta cu iți.
Dar desigur că a atacat la față și cred că o să regrete acum chestia asta. Îți... That's incredible. Behehe. Now this is incredible, bitch. Join me. Oh. Ce puși ăsta cu polimorfurile? Luam iar tot polimorful în dinți să mi-l ia. Hai să încercăm de counterspell. No counterspell, ha? Summon 2-1-1 recruits so everything. Cred că ăsta e ok. Bam. Whenever your hero is healed, deal dash much damage. Na. Charge lifesteal. Not bad. Este cel mai ok. If an enemy is frozen, draw a card. E cel mai bine să-l punem pe ăsta oare? Nu cred că am de ales. Nu cred că am de ales altceva mai bun. Da. E ok. Zic eu. Bam. Bam. Ucitoare rău combinația asta. Fac așa. Fac și fac. Ah, nice. Deja are 4-5-4. Face aici 4-3. Să luăm pe ăsta, să se terminată cu frizurile. Și noi dăm aici. Ce urât. Ah, mamă cuiuț, nimica. Nimic, nimica.
I wonder. Easy, mi-a încercat ăla. Este un target bun pentru asta, de fapt. Și cred că așa e. Follow the rule. Cred că mai ok în situația noastră este asta. The cold don't bother me, man. The cold don't bother me, man. Păi, putem să-i zmorcuim numai ăla, știi? Is any character damaged by this minion? Nu-mi place asta. Fac așa. Tac, tac, și mă duc pe față. Dacă ar avea silent și ar pune pe ăsta, ar fi grav. Na, că n-am făcut trade. Mamă, și câte arme are ăsta. Greu de zis ce ar avea de făcut. Greu. Auci. 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 E, n-am avut noroc nici de draft, nici de oponenți. Nada în această arenă. Noi măcar am putut să arătăm exact cum se poate face un pachet din acest mod de dual arena. Sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Să lăsați multe, multe, multe like-uri și ne vedem pe data viitoare. Pace!